de Consiliul Local. Începem prin a vota procesul verbal din ședința trecută. Sau începem prin a schimba președintele de ședință. Aș vrea eu să fac o propunere. O propun pe doamna Georgeta Gonului. Propunerea mea. Dacă mai aveți o altă propunere, nu mai este. Supunem la vot. Cine este pentru? Doamna Gonului, vreau la ea. Nu. Trebuie să treceți acolo, sunteți oameni doar. Vă stă bine acolo, doamna Gurlui, vă stă foarte. Da, mulțumesc. Așadar, deschidem ședința Consiliului Local. Procesul verbal. Aprobarea procesului verbal. Dacă sunt discuții la procesul verbal de la ședința de 27 februarie. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Da, președinte, am văzut. Așadar, vă dau citire ordinii de zi. La primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avie de cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna martie 2019, inițiator primar Sorin Gherghelu. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Comunei Traian de Spacău, inițiator primar Sorin Gherghelu. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere numărul 2197 din 9-5-2018, încheiat cu PPA Costan Andreea Rodelina, inițiator primar Sorin Gherghelucă. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii parțiale a contractului de închiriere numărul 1121 din 16-3-2017, încheiat cu Pitica Petrina, inițiator primar Sorin Gherghelucă. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu negociere directă a două loturi de pajiști ce fac parte din domeniul privat al comunei, inițiator primar Sorin Gherghelucă. Punctul 6, diverse. Asta să nu? Da. Nu mai sunt. Supuneți la vot ordinea. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, cine este împotrivă? Deci, ordinea de zi a fost aprobată. Așadar, trecem la primul punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avet de cadrul didactice din Comuna Traian pentru luna martie 2019. Inițiator, domnul primar Sorin Gherghelucă. Discuții. Dacă aveți ceva de discutat. Să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Așadar, numărul total de consilieri, împotrivă este Moravă. Da, nu. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Comunei Traian, de Spacău, inițiator primar Sorin Gherghelucă. Dăm cuvântul domnului primar să ne spuneți ce este. După cum ați văzut adresa de la Ancom, nu mai avem voie să luăm bani pentru furnizorii de cabluri. La noi. Sunt doar două puncte în expunerea de motive unde avem dreptul de a relua bani pentru cutii și numai de cutii. Aveți și adresa de la Ancom, pentru că mi-a venit prima dată, nu știam ce să facem. Și am făcut adresa și ei ne-au dat răspuns. Da, dacă mai este cineva care să completeze. Da, eu.
Poftiți, doamna. Având în vedere că nu iau bani, că s-ar putea discuta să, pe Hertioana, de exemplu, nu avem semnal. Dacă vreau să instalez un sistem de supraveghere, nu se poate, pentru că nu este semnal. Doamna consilier, discuția am avut și cu Telecomul și cu toată lumea care s-a venit, inclusiv RDS-ul. Toți promit. Păi da, nu ne mai dați autorizații de funcționare. În fiecare an la dumneavoastră vin și iau autorizații de funcționare. Vin și iau autorizații de funcționare pentru că au tras cablul ăla sus. Tot la fel au spus că se îmbunătățește semnalul, atât Rom Telecomul cât RDS-ul. Nu mai vorbesc cu Bogdănești, bănuiesc că nici un Bogdănești. În Bogdănești, ultima oară cu domnul Gavril am discutat și cu domnul... La Telecom? E fier. E fier. Și internet e fier. Da. Nu mai cu Sunteu, nu? Nu, mai nimeni n-are cu Bogdănești. Având în vedere că în Hertioana sunt oameni bătrâni, care știu eu, care nu știu dacă folosesc un sistem, un telefon din acesta mobil, Telecom, ar trebui să... Deci v-am spus, am discutat martorii și domnul viceprimar cu el. Discuțiile, domnul primar, zboară, scrisul rămâne. Ce adrese avem făcut către ei? Condiționat de... Da, mai trebuie condiționat. A, o de, cum se cheamă, eliberarea autorizației de funcționare. Da. Mai aveți ceva de comentat, doamna? Da, bine, eu zic aici, dar totuși să se materializeze într-un fel. Mâine dimineața să-ți fac de nou adresă. Vă mulțumim, domnul primar. Dacă mai este cineva să completați. Nimeni, ne-aș adora să punem la vot. Proiectul al doilea din ordine de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru proiectul de hotărâre așadar a trecut. Trecem la punctul 3 din ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere numărul 2197 din 9-5-2018, încheiat cu PPA Bostan Andreea Madalina. Inițiator, domnul primar. Domnișoara Bostan, ori v-ați făcut cereri pentru rezilierea contractului. Închirierea pășurilor. Închirierea pășurilor. Da. Nu mai bine. Da. Da. Dacă nu era oficial, ăștia cu oile, după ăștia tot, mai sunt la tine? Mai sunt și alte discuții? Păi, nu știu de ce nu ați încercat să remediați, că bănuiesc că ea, având și animale, având și fermă, ar fi vrut totuși să aibă pășunea respectivă. Dar am înțeles că funcționa cu deficiențe acea pășune. Adică... Anul trecut, anul, s-a rezolvat problema deficiențelor între ei, între Munteanu și Bostan. Și au spus că nu-i mai trebuie, prea departe, nu... Și are destulul pășunii și are tot ce-i trebuie, și Hertioana. Nu mai este necesară. Le-am contrat, am avut o clauză, că trebuie să-l țină în un număr de ani. Da. E, nu pot să oblige. Nu pot să-l oblige ca să... Dar sunt atât pe sau pe Da. Nu rămâne nimeni. Nu ăștia nu putea nu scoate nimic ca să negociez. Ei fac ce vor ei. Ei dacă vor spas, spas. Trebuie să stai acolo. No. Așa e. Nu, n-ai ce de acolo. Am cu ăsta, am vorbit. No. Dacă nu mai sunt discuții, spune un avor. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dar nu se abține cineva. Proiect de hotărâre a trecut. A treia, a treia. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere cu numărul 2023-2017, încheiat cu Pitica Petrina, încheiat cu doamna Covar. Doamna Pitica avea concesionat inclusiv în spatele lui doamna Preța, în Baltarea. Și dânsa mi-a depus cerere și ea pentru închirierea a 3 hectare de pășuni. O renunțat Dorel Pitica, ca să putem să-i dăm, o să vedeți în proiectul următor, să-i dăm porția de pășuni care a fost luată din Bostan. Cum vreau să ai banul ăla de la coale pădurii de acolo? Cum? Să ai banul.
să aibă anulă de Dar de ce trebuie să îl dăm dacă? Dar nu-i dat nimănui. Dar vrea să le iei. Nu vrea nimeni să... Păi nu ești, vrea să-l ia, că l-a făcut la șur. Dar ce nu l-a folosit? El nu a fost folosit niciodată. Pe suprafața de... Da, că mai pe suprafața de pășunii care revine la Baltac. Nu vrea ce fac. Acum nu poate pui el fâniețe și de astea, pentru că pădurii și nu-i lasă ăștia de la... Da, un pietru, poate să desfăie acolo. A, mai pășat. Nu mai pășat. Da, nu mai pășat. Da. Mai sunt și alte discuții? Nu. Se pune la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea este pentru, deci a trecut proiectul al patrulea. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu negociere directă la două loturi de parte și ce fac parte în domeniul privat al comunii. Inițiator domnul primar. Ne întoarcem la aceeași discuție. Discutăm strict de 3 hectare care să le dăm lui tante Baltac și 6 hectare, 63, sau nu știu cât au avut Bostan, să le dăm lui domnul Pitica, lui doamna Pitica... 6 hectare, 7 Petrina. Da. Ați o retras de acolo și sub Da. De acolo mai sunt discuții? Deci alea 3 hectare care au fost reziliate cu Pitica Crina, să-i le dăm lui doamna Baltac. Petrina, da. Să-i le dăm lui doamna Baltac, doamna... În spatele casei. În spatele casei acolo. Și alea 6 hectare care au fost al lui Bostan Mădălina, să-i le dăm lui doamna Pitica Crina. Petrina. Mă scuzați. Da, sunt ea. Doamna Baltac nu mai are și altă pășunie? Nu. Păi nu avea una în spatele lui Ivan? Dar nu, acolo e Ionel Baltar. A, bă, da. Da. Nu. Nu. Se pare asta. Da. Dacă nu sunt mai sunt, deci să punem la vot proiectul al 5. Dacă nu sunt mai sunt și alte solicitări? Sau? Nu. O să fie licitată, ziceți, licitație probabil, nu? Da. Da. Bine. Adică licitație. Licitație. Negociere, bine. Da. Da. Nu-i interzis la nimeni să nu vină. Păi da, nu s-au prezentat, nu poți să faci închiriere pășunii la jumătate de sezon. Iar da, mă încerc. Da. S-a făcut pășunat. Și pentru pășune publică cât rămâne? Mai rămân vreo 5 hectare. Și câte vaci sunt? Niciuna. Mai sunt... Pe în toate zăpădea mai sunt vreo 3 vaci. Mai eu zic lungul. Da, nu prea le duci. Tu, nu duci nimeni. Duci Bărsanu, ceva, nu știu cine. Nu mai duci Bărsanu, nu mai duci Bărsanu. Nu mai duci Bărsanu, nu mai duci Bărsanu. Nu mai duci Bărsanu, nu două, da. Dar poate mi-e două? Poate mi-e cinci mai. Două, nu ghiciuși. Dar nu le poți și acolo, la deală. Au terenul mare, zi, ce poate, mă ascult. Da. Punem la vot, dacă îți vrei. Asta-i bogăția țării, noi. N-avem nici. Uite, așa cine este pentru? Așa e, ăsta. Cine este împotrivă? Cine se abține? Turnul de ori. Toată lumea a fost. Proiectul la 5, dar... Ei, nu mai munceți la vot. A trecut. Ne-i luați. Zicem la ultimul punct, ingresați. Am eu două cereri, dacă vreți să mă ascultați. Da. Subsemnata Matei Ecaterina, vă rog să-mi aprobați mutarea terenului concesionat, întrucât eu am pășune arendată de la anumite persoane și vreau să-l lipesc lângă acele terenuri. În acest fel, nu trebuie să mai mut turma dintr-o parte în cealaltă a pășunii. Știți că Matei Ecaterina avea în partea de la vale lângă Pitica, pe Bugă, acolo. Da, ea având terenul în arendă, luat de la oameni, chiar la intrare în sat, vrea să îi dăm acceptul să stea lângă, ca să nu mai treacă peste pășunea vacilor, ca să mai iasă scandalul întotdeauna din fiecare an. Ea pășuna cât pășuna pe terenul arendat, se muta în partea cealaltă, trebuia să treacă peste pășunii, seara, dimineața le ducea de la stână, la prânz, trecea la mulți, iar și seara și tot așa. E posibil lucrul ăsta? Da, normal.
are niciun fel de... Impediment. Da. Nu, nu este altceva. Nu. Chirier la mijloc să mai face alte. Și a doua, subsemnatul Antochie Octavian din sat Bogdănești, Comuna Traian, vă rog să-mi aprobați tot la fel mutarea terenului care l-am concesionat pășunentul, cât nu am intrare cu animalele. El era pus în așa fel încât era pus lângă pășunea lui Matei Ecaterina. Și acum am spus să-l mutăm pe el în partea dreaptă, chiar lângă terenul neamitică. Unii cu altă frumos. Să da, da. Nu, nu. Apoi vine în locul lui... Păi da, o zis bine. În marginea celălaltă. El având vacile alea Angus, e greu să le ducă și le urcă pe drumul ăla pe lângă pădurii la deal și dăm cale de acces unde să stea el în marginea lui. E bine, să evităm tot la fel. Ceantele. Da. Da. Dar cum se face domnul Comorașul chestia asta legală? Facem acta adițională din chirier, cu aprobarea Consiliului Local, de acord să schimbăm lotul, facem acta adițională la contractul din chirier. Schimbăm, se face să schimbă... Loturile? Da. Aceiași nu se modifică suprafețe, nu se modifică... Nu modifică nimic, decât... Nici taxe, nici cuantul în chirieri, deci numai să schimbăm amplasamente, dacă nu amplasamente. Da. Aceeași suprafață. Aceeași suprafață, absolut tot. Nu se schimbă decât amplasamente. Pășunii pe care migrează ei sunt întreținute, nu sunt cu... De asta e... Problema lor. Dar dacă declară la ardea și vine în control și găsește... Le tai subiect. Te are subiect. Nu știu, e mie tine asta. Da. Bun. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Acum votăm de principiu. De principiu? Și urmează să facem votări. Nu. Domnul primar, încheia tradițional cu schimbarea amplasamentelor. Atât. În urma votului de asta. Da. Dar fără proiectul hotărâre. Fără proiectul hotărâre. Și pentru cum dăm noi acordul? Păi mai durat la Consiliul local, da, acordul nu poate să dea la loc. Păi se hotărâre ce... Se schimbă doar proprietăși între ei, înțeleg. Nu, schimbă doar, să luăm de aici și îl punem din face. Atât. Aceeași suprafață. Aceeași suprafață, aceeași chirie, aceeași tot, tot, tot. Pentru că dacă îi mai amânăm o lună de zile, nu o să mai reușească să depună. Ei au programări la API, au toate. Nu, dar îți face suplimentarea proiectelor de hotărâre și de așa îmi se pare normal cu proiectele hotărâre. Nu este necesară, doamna consilier, pentru că Consiliul Local aprobă doar schimbarea amplasamentului. Nu mai pot să mai facem cu un proiect de hotărâre să aprob ce? Concesionarea închirierea de nu ar trebui să se rezilieze ăștia contractele, să faci respectiv. Schimbarea amplasamentului la cele două contracte? Păi acum s-a spus la aprobare. Se consemnează procesul verbal. La următoarea ședință apare procesul verbal menționat. Asta e. Eu cred că e, atâta timp cât este cu aprobarea Consiliului Local, doar se consemnează în procesul verbal. Eu zic că este în regulă, nu-i problemă. Considerăm ordinea de zi suplimentată cu aceste două ceri. Dar spune asta la diverse. Dacă nu avem ordine de zi, atunci noi ce îl votăm? La diverse. La diverse. Da. Asta nu e un vot, la diverse discutăm. Este și o cerere de aprobare. Sunt cerere. Sunteți de acord? Știți acum să spuneți că nu sunteți de acord și domnul primar nu poate să încheie act adițional. Nu? Dacă o luăm așa. Nici primarul nu poate să facă act adițional așa de... Trebuie aprobarea Consiliului Local. Deci supunem la vot și cine s-a abține? S-a abținut orașul. Deci dacă votăm o ordine de zi care există, putem votăm ceva care nu e ordine de zi. Asta vreau să spun, totuși. Cum să votăm? Divers. Ori din principiu ăsta. Ori de principiu, ori fără de principiu, dar fără să fie un vot de principiu, să fie un vot pe ordinea de zi, dar asta înseamnă că s-a suplimentat ordinea de zi. Dar nu putem suplimenta... Cu aceste două cereri. Am discutat-o la divers. Cu propuneri. Păi nu putem suplimentăm ordinea de zi, pentru că aceste două cereri vin la diversii care apare pe ordinea de zi. Și în cadrul ordinii la diverse avem aceste două cereri, pe care Consiliul Local poate să spună că este de acord ca să se schimbe amplasamentul sau că nu este de acord. Ordinea de zi poți să o schimbi cu un alt proiect de hotărâre. Da, exact, cu un alt proiect de hotărâre poți să pui pe ordinea de zi. Dar asta fiind la diversii... Da.
aduci modificări, domnul Conrad. Sunt diverse. La ce aduci la diverse? Nu se votează. Nu. Cum să zic, lucrurile discutate la diverse nu pot obține un vot a Consiliului Local. Sigur, discutăm în principiu, cererile sunt regulă, suntem de acord de principiu și urmează să votăm atunci, nu? Dar din punctul dumneavoastră, la vedere la diverse, noi ce discutăm? Ce am făcut acasă? Tot probleme legate de primărie. Probleme legate de primărie, dar nu vezi ce votăm, zic. Adică nu știu dacă e regulă să spunem. Eu zic că la atâta timp cât secretarul... Este regulă, fără nicio problemă. Dacă era vorba să schimbăm quantumul chirii sau suprafața... Suprafața, da. Da, amplasamentul este tot în aceeași... Da, în același bloc fizic, aceeași pășuni, nu... În capul tău sunt ce da, doar că... Doar numai să reglementăm... Procedură, așa, din procedură. Este doar numai bătaie, dar lăsăm așa... Doar scandal vom avea, pentru că nici lui ăsta nu-i convine, că eu închid calea de accesul ăla, pe unde o ia? Domnul primar, deci nu-i vorba de că nu vrem, deci noi vrem, dar vrem să fie legală treaba, deci nu să... Votul care îl dăm noi acum, adică această hotărâre a Consiliului, ar putea să fie considerată nelegală, pentru că... Dar nu dă hotărâre, să faci doar un act adițional. Dumneavoastră îl împutericiți într-un fel, că domnule, dați voi, domnule, să fac act adițional la contractul din chirie. Și prin votul dumneavoastră care a spus că sunteți de acord cu schimbarea acestor două amplasamente, domnul primar încheie un act adițional, mâine sau luni, cu persoanele respective, cu exact cu schimbarea amplasamentului. Atât. Vine notat în procesul verbal, tot absolut. Procesul verbal, cum o să-l citiți luna viitoare sau cum o să facem. Iar ședință o să votați. O să apară și dumneavoastră să-l votați. Eventual putem să facem... E regulă, s-a discutat, o să faceți actul adițional și la următoarea ședință putem să avem, adică, proiect de hotărâre și să fie aprobat, așa să ratificăm, să ratificăm actul. Nu are rost, e un act adițional. E un act adițional. Adică e ca și cum puteați semna și fără să întrebați Consiliul. Păi, dar tocmai asta e ideea. Dacă l-ați întrebat, să facă chiar de capul lui. O întreba Consiliul. Nici am vrut. Putea să spună, domnule, nu vrem. Și nu faci. Și pe asta. Deci vrem de principiu. Păi asta e, asta e. Bun. Cine este pentru? Că sunt vrem. Împotrivă? Abțineri? Eu mă abțin că nu consider corect. Deci nu, da. Nu credeți nebună. Consider corect, adică vreau să-i dăm omului, dar să fie corect ca să nu ai alte probleme. Pentru că să treci 20 de vaci nu e ușor. Dacă mai sunt și alte probleme. Declarăm ședința închisă, vă mulțumim. Mențiunea la primele trei.